aer proaspăt pentru severineni. Asta și-a dorit să ofere Carrefour drobeta de Ziua Mondială a Pădurii pentru severinenii noștri. Și cum se putea realiza mai bine acest lucru decât prin plantarea de pomi? Zis și făcut. Reprezentanții Carrefour au venit cu 40 de mici castani, iar primăria nu a ezitat să le ofere spațiul în care pomii să fie plantați. Astfel, începând de astăzi, parcul de agrement din Drobeta Turnul Severin s-a îmbogățit cu mici pomi, care atunci când vor crește, vor oferi pe lângă aer proaspăt severinenilor și o priveliște minunată. Un copac aici, la marginea drumului. Un copac cu flori. E important să populăm parcurile și noi avem o acțiune destul de mare pe zona aceasta, și primăvara și toamna. Plantăm, dar astea nu sunt mici, nu sunt prea mici totuși. Sunt mici, dar asta aici au avut ca și arbuști, ca și specii forestiere, dar sunt merg castan, în parte. Castan sau castan? Castan. Sunt castanii comestibili. Plantarea castanilor a fost modul hipermarketului Carrefour Drobeta de a marca Ziua Mondială a Pădurilor, pentru că în ultima vreme plantarea este din ce în ce mai afectată de defrișările masive. Ne bucurăm că în această zi, mai exact Ziua Internațională a Pădurilor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, am reușit să aducem în jur de 40 de castani în zona debarcaderului. Le mulțumim pe această cale reprezentanților de la primărie și totodată colegilor noștri voluntari care au venit la această acțiune. Sperăm ca și pe viitor să avem cât mai multe acțiuni de acest gen în orașul nostru. Alături de un centru comercial din zonă am plantat copaci. E important să avem pentru oraș foarte multe spații verzi. Vă spun o caracteristică a orașului. Turnul Severin este printre orașele cele mai bine din acest punct de vedere al spațiilor verzi. Suntem peste media pe țară și continuăm să plantăm, continuăm să susținem aceste zone, acești plămâni ai orașului, având în vedere că, din punct de vedere al mediului, e important să avem un oraș curat, un oraș bine pus la punct. Plantarea pomilor nu se va opri însă aici. Municipalitatea are în plan derularea unui întreg program în acest sens. O să avem și poliția locală, oricum zona este acoperită din punct de vedere al ordinii. Se vor ocupa și de acest lucru. Să sperăm că severinii vor înțelege importanța actului pe care noi l-am făcut astăzi și nu vor veni să strice, să rupă sau să fure acești mici copăcei, acești castani pe care noi am pus astăzi. O să mai avem genul acesta de acțiune și în alte locuri din oraș și acolo unde se duce lipsă de copaci și acolo unde ne cer cetățenii. Pădurile acoperă o treime din masa terestră a Pământului și exercită funcții vitale pentru întreaga planetă. De aceea este important ca oamenii să înțeleagă importanța pădurii și totodată necesitatea stopării fenomenului defrișărilor masive.